Stimate domnule președinte, stimați membri ai comisiei, am venit în fața domniilor voastre ca să supun atenției raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pe domeniul prevenirii și combaterii corupției în sistemul educației în cele 9 luni ale anului curent. Stimați domnilor deputați, înainte de a vă informa despre acțiunile desfășurate de CNA pe subiectul vizat, voi aminti că educația este unul din domeniile prioritare ale centrului în care ne-am propus să sporim prezența. Am decis acest lucru, conștientizând că rolul educației în constituirea unei societăți care a ales calea progresului și drumul de dezvoltare european este unul determinant. Problemele însă sesizate de cetățeni în sistemul de învățământ autohton, care tot mai des se plâng că sunt forțați să achite plăți informale, începând de la grădiniță și terminând cu instituțiile de învățământ superior, ne-au determinat să ne concentrăm atenția în educație, ca să identificăm soluțiile pentru a opri aceste manifestări de corupție care au luat o amploare de fără precedent. Să nu credeți însă că ne-am propus scopul să reținem cât mai mulți profesori sau să inducem percepția în societate că în Republica Moldova se face carte doar pe bani, că în țara noastră cunoștințele sunt vândute la tarapă, sau că educația nu ar mai fi unul dintre cei mai importanți piloni pe care să sprijinăm o societate. Nu aceasta a fost misiunea noastră. Scopul nostru este și continuă să fie sensibilizarea oamenilor cu privire la riscurile pe care le generează mita dată în educație. Rolul nostru este de a-i convinge pe cei care desfășoară activitate didactică pe de o parte, precum și pe cei care sunt beneficiarii acestor procese, elevii, studenții, părinții pe de altă parte, că atât timp cât o parte va da mită, iar cealaltă va accepta, vom avea o societate care într-o zi va pune în pericol însăși existența noastră ca societate, ca națiune și popor. Am citit ultimele sondaje care ne dau niște cifre alarmante. Suma plăților ilegale în educație practic s-a dublat. Și am să dau crezare acestor cifre, pentru că doar în ultima noastră operațiune, când a fost reținut un șef al unei asociații de părinți de la o renumită grădiniță din capitală, s-a constatat că averea acestuia poate concura indiscutabil cu averea unui om de afaceri. Am să vă reamintesc despre bunurile care au fost depistate ca rezultat al acțiunilor noastre, 8 imobile, o bază de odihnă, o școală privată, peste jumătate de milion de lei în numerar și 10 automobile. Toate acestea se presupune că au fost agonisite sub umbrela unei afaceri de familie care a transformat instituția preșcolară de stat și asociația de părinți, iertată să fie comparația într-o vacă de murs. Vă amintiți probabil și cazul Academiei de Studii Economice. 60 de profesori sunt suspectați astăzi de procurori că au fost coparticipanți la o schemă de corupție prin intermediul căreia studenții își puteau cumpăra examenele, tezele de licență și de masterat. Tot aici voi aminti și despre proaspătul caz al decanului de la drept învinuit de afaceri cu diplome de doctorat. Adaug și acei 5 profesori de la Centrul de Excelență în Electronică și Energetică, care la fel sunt suspectați că au creat scheme de extorcare de bani de la discipoli pentru a promova examenele de specialitate. Stimați deputați, Centrul Național Anticorupție întotdeauna a fost supus criticilor dure atunci când a intrat pe zonele zise nobile, cum ar fi educația și sănătatea. Ni s-a reproșat mereu că ne legăm de oameni care au salarii mici, dar care depun eforturi colosale în exercitarea meseriei. Ne-am confruntat cu aceste critici și continuăm să ne confruntăm cu ele la acele instruiri pe care le organizăm în școli, licee, universități. Le auzim de la directorii de instituții și de la corpul didactic. Pe de altă parte, avem o altă parte activă în procesul de corupere. Vorbesc despre acei părinți sârguincioși care încearcă să obțină atenții pentru copiii lor prin inventarea diferitor necesități pentru școli sau grădinițe. Acea parte a așa ziselor comitete părintești care vin cu inițiative, deseori coordonate cu diriginții sau educatorii, care insistă asupra unor colectări de bani, sume enorme, colectate și cheltuite netransparent. Zic o parte din comitetele părintești, pentru că există un număr mare de părinți care nu au posibilitatea să plătească aceste taxe, dar sunt forțați să le plătească sub presiunea unor mesageri și informatori de opinie. Zilnic la CNA vin plângeri de la oameni care se sesizează nereguli în sistemul de educație. Preponderent se plâng pe acele taxe ilegale și colectări informale. Mai puțin sau chiar deloc se plâng cei care plătesc pentru a obține o notă mai bună, o diplomă sau pentru a promova examenul. Se adresează doar atunci când înțeleg că suma pretinsă de la ei întrece așteptările lor, iar mama din Italia s-a cam săturat să trimită bani pentru studiile odraslei sale. Ceea ce mi se pare mai grav este că omul care refuză să plătească pentru notă sau pentru atenție devine o paria, o cioară albă care este marginalizată, supusă presiunii și hărțuirii de către profesori și alți părinți.
Ceea ce ne domirește cel mai mult este că tot cei care se plâng că există corupție în educație sunt cei care contribuie zilnic prin oferirea acestor plăți și în extinderea ei. Foarte puțini oameni, din teamă că vor fi supuși hărțuirii, renunță să lupte cu fenomenul sau să denunțe pe cei care le cer bani. Și dacă tot vorbim despre taxele informale, vreau să vă informez despre așa numitele asociații de părinți. Astfel, în unele instituții de învățământ, în special în instituțiile de educație timpurie și instituții de învățământ primar și secundar, preponderent în Chișinău și alte centre raionale, au fost inițiate și activează asociații obștești ale părinților, menite să contribuie la dezvoltarea bazei materiale și îmbunătățirea condițiilor de studii în instituțiile de învățământ. Aceste organizații au fost înregistrate de către Ministerul Justiției sau Administrația Publică Locală în a cărei rază activează asociația, care se conduc în activitatea de prevedere legii cu privire la asociațiile obsești din 1996. Reglementările juridice ale activităților filantropice și de sponsorizare sunt prevăzute de legea cu privire la filantropie și sponsorizare. Potrivit legii, activitatea de sponsorizare se desfășoară de către persoanele fizice și juridice benevol, principiul care în majoritatea cazurilor, în cazul nostru, nu se respectă. La solicitare și constă în acordare de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susținerea unor acțiuni de interes public. În aceste condiții este creat un paravan în spatele căruia are loc colectarea forțată a fondurilor de la părinți, minimizând posibilitatea consolidării practicii de aderare și activare doar pe principiul benevol în asociațiile respective, precum și transparentizarea informației prin statutul asociației și rapoartele de utilizare a fondurilor acumulate. Domnilor deputați, această introducere a fost poate mai lungă decât am preconizat să fie și neapărat mai jos am să vă dau și niște cifre concrete, însă ceea ce am vrut să aduc la cunoștința dumneavoastră este faptul că fenomenul cu care luptă CNA nu este atât de simplu cum pare la prima vedere. Corupția în educație nu se rezumă doar la cele notorii taxe deja informale. Corupția în educație are un șir de forme și ramificații. Se plătește pentru examene, pentru diplomă, pentru teze de masterat și doctorat, pentru salarii în plic, pentru organizarea unor evenimente, pentru angajare la serviciu, pentru menținerea în serviciu, etc. Toate aceste manifestări ale fenomenului corupției sunt în vizorul nostru. Un jurnalist întreba zilele curente dacă corupția poate fi învinsă, la care eu am un răspuns. Corupția există în toate țările lumii, însă nivelul acesteia trebuie să fie unul atât de scăzut, încât să nu fie simțită de cetățeanul de rând. Ori asta vrem să facem și noi ca instituțiile de prevenire, ca instituții de prevenire și combatere a corupției. Să facem tot posibil ca omul să nu fie forțat să dea bani pentru servicii garantate de stat, să aibă acces la serviciile de calitate, fără condiționări și fără contribuții suplimentare. Ori anume aici este mult de lucru, pentru că cea mai dificilă sarcină este de a schimba mentalitatea omului care acceptă și oferă bani. Stimați membri ai comisiei, am promis la începutul discursului meu că voi prezenta unele informații statistice, inclusiv referitoare la munca ofițerilor CNA, desfășurată în 9 luni ale anului 2018, pe segmentul prevenirii și combaterii corupției în educație. Am spus mai sus că CNA nu și-a pus ca scop să facă demonstrații de forță atunci când a intervenit în educație. Dimpotrivă, misiunea noastră, anume în acest domeniu, a fost și este una pașnică, una mai mult informativă, prin foarte multă instruire și comunicare cu subiecții antrenați. Nu pot să afirm că este o cifră mare, dar în 9 luni anului curent am reușit să desfășurăm 25 de instruiri pentru circa 200 manageri ai instituțiilor de învățământ și cadre didactice. Dacă cei 200 de audienți au transmis mesajul mai departe, putem spune că aceasta a ajuns la un număr mai mare de oameni. În jur de 1000 elevi și studenți au fost implicați în activități de educare și sensibilizare și ne bucur acest fapt pentru că tânăra generație vrea să schimbe situația aici, la noi în țară. În același context au fost desfășurate și activități axate pe grupul țintă tineret. 1020 de elevi și studenți au participat la activități cu genericul Tinerii Ambasadori ai Integrității. Am ajuns și la taberele de odihnă unde am organizat discuții cu copii. Am desfășurat 2 ediții a școlii de vacanță Tineri și Integri pentru 46 de licee din municipiul Hâncești. Instituțiilor superioare de învățământ din municipiul Chișinău, Bălți și Cahul le-au fost oferite spre implementare curicule și suporturi de curs pentru studenți și masteranți. ULIM și IRIM s-au oferit disponibilitatea de a institui discipline separate pe baza acestor curicule. În vederea implicării tineretului în activitățile de prevenire a corupției, la 10 septembrie curent a fost lansat concursul de selectare a voluntarilor CNA. Ca rezultat, la concurs au aplicat 22 de liceeni și studenți, comisia de concurs urmând să selecteze și să anunță câștigătorii.
Voluntarii vor fi antrenați în organizarea și desfășurarea activităților de sensibilizare a populației, precum și vor fi instruiți în domeniul anticorupției și a integrității. Poate aceste cifre nu o să vă impresioneze, dar să știți că pe noi ele foarte mult ne bucură. Pentru că în spatele acestor cifre este foarte multă muncă și comunicare, comunicare de loc ușoară, adeseori cu reproșuri. Domnilor deputați, acțiunile de prevenire au menirea lor și nu vor da roade peste noapte. Pentru noi este important ca schimbările, mă refer la faptul că cetățenii tot mai des reclamă cazuri de corupție în care este necesară intervenția noastră, se produc deja și noi le susținem. De la începutul anului 2018 au fost examinate circa 110 petiții în domeniul învățământului. O bună parte din acestea fiind anonime. Vă imaginați că 110 petiții, dacă le împărțim la 9 luni, ar însemna cam 12 cetățeni care se plâng lunar la CNA sau de 3 ori pe săptămână, suntem sesizați cu privire la un nou caz de corupție produs în educație. Problema pe care noi însă o avem și încercăm să găsim soluții sunt acele denunțuri anonime. Chiar dacă legea ne spune că petițiile anonime nu se examinează, pentru CNA orice informație este prețioasă. Și chiar dacă ea astăzi nu produce un rezultat, peste un timp ea ajută la crearea unor puzzle-uri care le aranjăm pentru a interveni în forță. Nicio informație nu se pierde, niciun denunț nu este aruncat la coș. Totul se analizează, se stochează și se utilizează în dosare mari care văd lumina zilei doar atunci când toate necunoscutele se așează la locurile lor. În continuare am să mă refer la un alt tip de activitate a CNA în acest domeniu. Am menționat că abordarea centrului este una complexă. Vreau să vă vorbesc despre faptul că centrul are o atribuție nu mai puțin importantă, care este efectuarea analizelor strategice și operaționale pe domeniile prioritare. Astfel, pe perioada de raport, au fost realizate următoarele studii în domeniul învățământului și educației, 3 analize strategice și 8 operaționale, fiind supuse analizei activitatea mai multor instituții superioare de învățământ de stat prin prisma gestionării mijloacelor bugetare și a veniturilor obținute din activitate proprie. În lista de vulnerabilități a fost inclusă lipsa unor analize și prognoze exacte de estimarea necesității pentru formarea comenzii de stat. În ultimii 3 ani, din bugetul de stat au fost alocate 1,9 miliarde de lei pentru comanda de stat 7700 studenți, deși Republica Moldova oferă doar 2000 locuri de muncă vacante. La unele instituții fiind constatate și costuri de întreținere a unui student cu 57% mai mult în comparație cu altele. De asemenea, au fost constatate vulnerabilități la darea în arendă a spațiilor publice gestionate de instituțiile de învățământ, prețuri mai jos de 3-4 ori decât cel de piață, selectare incertă a beneficiarilor, etc. În cadrul unui alt studiu au fost analizate legăturile între factorii de decizie a unor instituții de învățământ general din municipiul Chișinău și reprezentanții asociațiilor obștești, inclusiv părintești. Fiind constatate mai multe cazuri în care directorii, directorii adjuncți și contabile instituțiilor de învățământ beneficiază de sporuri salariale din contul asociațiilor respective. De asemenea, s-a stabilit că în unele asociații obștești, majoritatea efectivului angajat reprezintă, de fapt, învățători din cadrul instituțiilor de învățământ, pe lângă care activează aceste asociații. Materialele analizelor menționate supra, la momentul actual, se investigează de către ofițerii CNA. În vederea excluderii sau diminuării riscurilor și vulnerabilităților de corupție în domeniul educației, care va duce la creșterea integrității, responsabilității și a rezistenței în fața riscurilor de corupție, considerăm necesar de întreprins următoarele acțiuni. Îmbunătățirea practicilor de înscriere a copiilor în instituțiile de educație timpurie prin intermediul sistemelor informaționale. Verificarea legalității constituirii asociațiilor părintești și gestionării eficiente și transparente a mijloacelor financiare acumulate exclusiv în urma donațiilor benevole. Prevederea unor măsuri de prevenire și combatere a fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ centralizat de către Ministerul de Resort. Asigurarea transparenței rapoartelor financiare a instituțiilor de învățământ. Asigurarea evidenței transparente a bunurilor donate, chiar dacă benevol. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul sesiunilor de teze semestriale și examene în învățământul general, platformelor, softurilor antiplagiat în universități. Implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul olimpiadelor școlare. Aprobarea codurilor de etică și deontologică profesională. Implicarea tinerilor în activități de prevenire a corupției, oferindu-le statut de voluntar și desfășurând în premieră concursul pentru selectarea candidaților în vederea desfășurării activităților de voluntariat. Introducerea unui curs trimestrial în instituțiile de învățământ de toate nivelurile despre riscurile de corupție în educație. Am să încheie acest raport prin a aminti că CNA rămâne o instituție deschisă pentru colaborare cu Ministerul de Profil, dispusă în permanență să se așeze la masa de dialog,
pentru a discuta problemele existente și a găsi soluții constructive, menite să schimbe percepția societății vis-a-vis de acțiunile statului privind eradicarea corupției în sectorul educației. Vă mulțumesc pentru atenție, domnilor deputați. Aș vrea să supliniez acest raport printr-o constatare făcută de mine personal, care nu cred că merită a fi partea raportului, dar ne dorim foarte mult ca legislatorul și reprezentanții Ministerului de Resort să se pătrundă de importanța acestui fenomen și de impactul acestuia asupra viitorului întregii societăți. Centrul Național Anticorupție, ca și oricare altă entitate, desfășoară concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante. Exercitând pe atunci funcția de șef al Direcției Generale Urmărire Penală și fiind membru Comisiei de Concurs, în atribuțiile mele constau inclusiv și în verificarea lucrărilor candidaților la funcția de ofițer de urmărire penală. Și am luat cu mine acum lucrarea unui candidat la funcția de ofițer de urmărire penală. N-am să dau citire întregii lucrări, doar am să vă spun cum a răspuns o persoană cu studii superioare juridice, proaspăt absolvent, masterat, magistru în drept, da? Cu media diplomei 8,63. Subiectul la care trebuia să răspundă, procedura audierei bănuitului. Deci nu este o întrebare cosmică, este o întrebare foarte concretă. Citez. Procedura audierei bănuitului, asta este corupție pasivă în Republica Moldova. Nu vreau să discut despre capacitățile intelectuale ale persoanei care a scris acest... Da, ea e codificată lucrarea. Prima mea emoție, dacă doriți atunci, a fost, ok, a învățat omul așa cum am vrut să înveți. Eu foarte mult mi-am dorit să stau de vorbă cu persoanele care au semnat diploma de studii superioare juridice. Și dacă așa oameni o să ajungă să înfăptuiască actul justiției, să fie anchetători, investigatori, judecători și mai grav. Asta este doar un mic exemplu din multe, multe altele. Cu siguranță aceeași situație se poate regăsi și la alte discipline. Este foarte important să înțelegem că Centrul Național Anticorupție nu-și... Revin la începutul raportului meu. Centrul Național Anticorupție nu-și propune intervenția în forță de manieră reținere, arestare a întregului corp didactic de Republica Moldova. Dar dacă noi o să tolerăm așa ceva, așa oameni o să ne judece, așa oameni o să ne trateze, așa oameni o să ne construiască case și o să ne facă lege. Suntem pregătiți să răspundem la întrebările noastre de concretizare. Mulțumim. Cred că o să oferim cuvântul și Ministerului Educației, după care o să avem runda de întrebări și răspunsuri. Dar eu vreau să spun că împărtășesc totalmente îngrijorarea noastră legată de calitatea studiilor. Eu chiar ieri am auzit, ascultam la radio o informație privind o listă de rating al instituțiilor de învățământ superior din Europa de Sud-Est, făcută de o asociație de învățământ europeană. Din Republica Moldova avem doar două instituții, două universități în acest rating, ambele fiind după 270 numărul. 278, 79, ceva de genul ăsta. Vă dați seama, și nu este unul mondial, și nu este unul rating european, dar este din Europa de Sud-Est, adică țările din zona noastră, din regiunea noastră. Deci, vă dați seama, asta reflectă și calitatea studiilor pentru sistemul nostru de învățământ. Bine. Domnul președinte, dacă îmi permite să doar o mică remarcă, nu aș vrea să lăs loc de interpretare că aș fi blamat întregul sistem de învățământ. Cu siguranță, în grupa în care am învățat, persoana respectivă au fost și studenți mult mai buni, care și-au dedicat muncii. Întrebarea este de ce la așa persoane li se eliberează diploma de studii superioare și sunt egalați în șanse cu acei care, într-adevăr, 5 ani de zile au făcut medie, carte la facultate. Și cu o medie suficient și de bun. Cu medie suficient. Doamna secretar de stat Cutasevici, aveți cuvânt. Bună ziua!
Bună ziua, onorată audiență! Pentru început țin să mulțumesc pentru raportul foarte sincer și bine punctat cu vulnerabilitățile existente în sistemul educațional. Țin să menționez și să apreciem înalt colaborarea dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și CNA. Suntem deschiși în continuare pentru colaborare. Și acum, cu referire la subiectul audierilor, e paradoxal, dar rolul sectorului educațional se conturează a fi unul esențial pentru asigurarea implementării politicilor de integritate și anticorupție. Ori, însăși, misiunea educativă obligă personalul din învățământ să demonstreze toleranță zero la corupție. Nu există acte normative care ar admite sau recomanda colectarea de la părinți a unor sume bănești în cadrul instituției de învățământ în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație, de exemplu, achitarea alimentației în școală și altele. Prevederi referitoare la colaborarea cu familia, cu asociațiile de părinți și interzicerea colectărilor ilicite de bani se conțin în Codul Educației, în special în articolul 135-138, Codul de Etică a Cadrului Didactic, Ordinul Ministrului Educației numărul 864 din 8 decembrie 2011 cu privire la conlucrarea administrației instituțiilor de învățământ preuniversitar și preșcolar cu asociațiile obștești ale părinților și alte acte normative. Prin ordine ale ministrului s-a dispus instituțiilor de învățământ să expună la vedere ordinele și circularele ministerului cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituțiile de învățământ, să facă transparent bugetul instituțiilor și cheltuielile realizate prin afișarea sau informarea, discutarea în cadrul ședințelor cu părinții, să transparentizeze colaborarea cu asociațiile părintești sau alte forme de organizare a părinților prin anunțarea obiectivelor propuse și a rezultatelor obținute, inclusiv a cheltuielilor. Pornind de la o abordare sistemică a fenomenului corupției, la 20 august curent, Guvernul a aprobat Planul Sectorial Anticorupției în domeniul educației pentru 2018-2020. Noul document își propune ca scop consolidarea domeniului educațional prin creșterea integrității, responsabilității, transparenței și a rezistenței în fața riscurilor de corupție ale personalului din sistemul de învățământ. Valorizarea rolului esențial în procesul educațional, în promovarea integrității, implementarea codurilor de etică, reducerea practicilor inadecvate și imorale ce pot apărea în mediul educațional. În principal, acțiunile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sunt orientate pentru promovarea integrității și cele de informare și responsabilizare a tuturor actanților din sistemul educațional pentru a preveni corupția. Menționăm că rapoartele și sondajele tematice realizate de către autorități și de către societatea civilă relevă că sectorul educațional este vulnerabil la corupție, inclusiv în contextul plăților informale în instituțiile de învățământ și aplicarea deficitară a codului de etică, a cadrului didactic și pregătirii insuficiente a cadrelor didactice pentru promovarea educației de integritate și anticorupție. În context, la nivelul învățământului general, începând cu anul 2018, a fost realizată reforma curriculară. Deci astfel au apărut două discipline noi, care și curriculum pentru două discipline noi, educația personală, dezvoltarea personală și educația pentru societate, și ambele conținuturi curriculare contribuie la formarea competențelor de analiză critică a problemelor de integritate din societate. Și putem exemplifica prin enumerarea anumitor teme, incluse, spre exemplu, la disciplina educație pentru societate, corupție versus integritate, clasa a noua, conflictul de interese și interdependența dintre oameni, clasa a 10-a. La cealaltă disciplină, dezvoltarea personală, exemplific prin teme, integritatea persoanei, situației și contexte de manifestare, clasa a 6-a. Profilul persoanei integre, valori morale și integritatea persoanei, clasa a 10-a.
Țin să menționez că cadrele didactice care predau aceste ore au urmat stagii de formare la nivel național și local, iar activitățile de formare urmează a fi continuate și pe parcursul anului curent și anului viitor. Cu privire la implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul sesiunilor de teze semestriale și de examene în învățământul general, menționăm că au fost aprobate în redacție nouă regulamentele privind organizarea examenelor de absolvire și a gimnaziului și examenul național de bacalaureat. Ambele regulamente au fost supuse expertizei anticorupție, ceea ce a permis consolidarea aspectelor aferente prevenirii fraudei, inclusiv evitării conflictului de interese. Anterior, monitorizarea mai strictă a examenului de bacalaureat a fost inclusă în lista progreselor în diminuarea fraudelor academice. Referitor la implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul olimpiadelor școlare, relatăm că a fost interzisă antrenarea profesorilor ai căror elevi copii participă la olimpiadă în procesul de elaborare și evaluare a probelor de concurs la clasa respectivă. Totodată a fost asigurată supravegherea video pentru în cadrul probelor teoretice la toate disciplinele în faza raională, municipală și republicană. În contextul declarării de către Consiliul Europei a perioadei 15-19 octombrie, drept săptămâna de responsabilizare anticorupției, în conformitate cu planul sectorial anticorupției în domeniul educației pentru anii 2018-2020, la recomandarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, 24 de instituții de învățământ superior a realizat prelegeri publice cu tematica ce ține de plagiarism și fraudă academică. Totodată, în același context, a fost organizată o masă rotundă de sensibilizare cu participarea a 60 de cadre didactice și a 100 de studenți de la 3 universități. Acestea, dar și alte acțiuni concrete urmează a fi analizate și discutate, dezvoltate pe parcursul planului, implementării planului sectorial anticorupție. În același context, aș vrea să menționez câteva aspecte ce vizează acest plan. Deci planul este constituit, elaborat pe 4 priorități, le dau citire. Prima prioritate, excluderea fenomenului colectării plăților informale în instituțiile de învățământ. Și aici ne propunem ca acțiuni revizuirea prevederilor metodologiei de înscriere a copiilor în clasa 1 în scopul eliminării riscurilor de fraudare a procesului de înscriere, îmbunătățirea practicilor de înscriere a copiilor în instituțiile de educație timpurie prin intermediul sistemelor informaționale, revizuirea regulamentului privind cooperarea instituțiilor de învățământ și cu asociațiile obștești ale părinților și multe alte acțiuni, circa 11, care urmează să le realizăm practic în perioada imediată. Prioritatea 2 vizează gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici în instituțiile de învățământ, și anume, ca modele, ca exemple de acțiuni, fortificarea capacităților sistemului informațional de management în educație prin extinderea acestuia și pentru învățământul preșcolar și cel profesional tehnic, publicarea rapoartelor anuale ale instituțiilor de învățământ privind realizarea procedurilor de achiziții publice pe paginile web ale acestora, informarea asociațiilor de părinți cu privire la bugetul aprobat al instituțiilor pentru anul de învățământ în gestiune, privind și cu privire la necesitățile de suplimentare ale instituției, plasarea informației despre comanda de stat pe paginile web ale universităților și alte acțiuni. Prioritatea 3, reducerea incidenței fraudei academice în instituțiile de învățământ și anume desfășurarea instruirilor, campaniilor de informare a studenților cu privire la rigorile de etică aplicabile în mediul profesional tehnic și universitar, implementarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul olimpiadelor școlare și altele, și cu referire la prioritatea 4,
monitorizarea aplicării codului de etică al cadrului didactic și pregătirea cadrelor didactice pentru promovarea educației de integritate și anticorupție. Aici ne propunem monitorizarea aplicării codului de etică a cadrului didactic, verificarea funcționalității Consiliului de Etică din instituțiile de învățământ, instruirea cadrelor didactice cu privire la rigorile codului de etică al cadrului didactic și multe alte acțiuni care vizează, de fapt, remedierea situației foarte sensibile atestate în domeniul educației. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna secretar de stat, pentru raportul dumneavoastră. Cu toții vedem că din informațiile pe care le-am audiat există suficiente îngrijorări privind sistemul corupției, privind fenomenul corupției în domeniul învățământului. Acțiuni de corupție încep din momentul înscrierii în instituții de învățământ sau preșcolare, urmând colectarea unor plăți pentru diferite scopuri, plăți care nu corespund unor acte legale sau nu au o bază juridică corespunzătoare, după care sunt plăți pentru susținerea examenelor, pentru susținerea unor teze de curs, de diplomă, de și așa mai departe, plagierea unor teze pe care le scriu studenții și finalizându-se procesul respectiv, probabil cu anumite plăți pentru angajarea în câmpul muncii a studenților care au învățat așa cum au învățat, au obținut rezultatele așa cum le-au obținut și pentru a se angaja fără cunoștințele necesare trebuie să plătească undeva unui angajator. Eu văd procesul ăsta compus din două părți. Unul este Ministerul Educației cu toate instituțiile de învățământ unde se produce fenomenul corupției. Și partea a doua este intervenția organelor de drept, în cazul nostru CNA, care vine deja cu instrumente pentru a combate acest fenomen. Eu cred că ambele părți sunt foarte importante. Dar vreau prima întrebare să o adresez totuși Ministerului Educației. Ce facem noi în măsuri concrete pentru ca să reducem acest fenomen? Eu cred că noi trebuie să vorbim aici despre niște instrumente cu caracter chirurgical, când nu mai poate fi tratată boala respectivă cu elemente tradiționale, câte puțin, cu anumite metodologii doar, cu cod de etică care este, nu este, profesorii jumătate nu știu că este așa un cod, sau dacă și știu că există un cod de etică, nu l-au citit, dacă chiar și l-au citit formal, asta nu înseamnă că îl respectă. Deci noi avem multe acțiuni pe care le declarăm ca și partea unui proces, dar care au un efect minim. Dar noi trebuie să venim cu acțiuni chirurgicale pentru ca să excludem acest fenomen cât de mult posibil, ca să îmbunătățim calitatea educației în toate instituțiile noastre și ca să putem să avem instituții de învățământ în ratinguri internaționale care să nu fie la coada listei, dar să fie pe un loc mai onorabil. Doamna secretar de stat, fără discursuri, dar cum procedăm noi mai departe ca să îmbunătățim lucrurile? Și după noi, implicarea, de fapt, în actele de corupție este un fenomen absolut incompatibil cu funcția didactică și, cu adevărat, acest lucru trebuie contracarat. Noi de fiecare dată îndemnăm atât autoritățile publice locale și prin organele locale de specialitate să fie foarte vigilenți în anumite situații presupuse sau adeverite de corupție și respectiv să inițieze anchete de serviciu, să stabilească persoanele implicate și respectiv să ducă activități, să desfășoare activități privind combaterea și prevenirea acestui fenomen. Dar lucrul acesta se poate întâmpla doar în colaborare cu organele de anchetă. Spuneți, vă rog, în prezentarea CNA, noi am văzut intenția de a fi semnat un acord de colaborare între Ministerul Educației și CNA. La care etapă se află inițiativa respectivă? Acordul este practic discutat, urmează să fie semnat.
sperăm ca să fie în perioada apropiată. Știu că au fost negociate prevederile și clauzele acestui acord care... Am înțeles. Stimați colegi, vă rog întrebări. Da, domnul Lăbuneț. Скажите, пожалуйста, регулярный процесс в учебных заведениях предполагает выделение каких-то с бюджета средств. Как вы видите, если учащиеся или его родители хотят проводить дополнительные занятия по разным дисциплинам, по языкам, по математике, как будут проводиться эти мероприятия? За какие средства? Deci codul de etică interzice desfășurarea orelor suplimentare cu proprii elevi, e în conflict, de fapt, această situație. Asta e o prevedere care, de fapt, ar... Nu, în sens că cu proprii elevi pe care îi învață, pentru că e un aspect mai sensibil, care ar putea influența și notele elevului în cadrul orelor. Deci, din acest aspect sunt interzise astfel de activități. У нас люди не все одинаковые. Не у всех одинаковые мозги и все прочее. Поэтому один может вообще не учиться и все будет знать, а другому нужно повышенное дополнительные занятия. Так вы запрещаете ему это делать, получается? Deci, noi nu recomandăm să se desfășoare cu aceiași profesori, doar că cu alți profesori care nu au ore la această clasă sau la acest elev. У вас сейчас в Ластараж, детский садик, школа, у вас сейчас дети учатся до 12 часов, а после 12 часов они предоставлены сами себе. Вот сейчас именно. Раньше, до... вот этих арестов. Раньше они находились в школе до 17 часов и были заняты полностью. Вот это один только пример. Dacă vine doamna colega să mă susțină. Noi de asemenea am fost la Lăstăraș și acolo se realizau foarte multe activități care erau în detrimentul activității de bază a instituției educaționale. Dacă vorbim despre implementarea unui standard educațional, atunci programa care o avem pentru instituția publică este suficientă pentru a acoperi necesitățile copilului, iar atunci când noi vorbim despre acele presuplimentare, în marea parte a cazurilor, ele veneau să înlocuiască orele care elevii trebuiau să le aibă împreună cu educatorii lor. Este vorba despre copii antrenați în activități care s-au suprapus cu cele care trebuiau să se întâmple, iar la moment instituția publică, grădinița propriu-zis, are planul de activități conform orarului public și acestea nu pot să contravină sau să nu se realizeze, ori și anterior se realizau în paralel și vorbeam despre acele grupe private ca și fenomen care doar au suplimentat sau au încurajat activități de supraîncărcare, de venire cu teme care să înlocuiască ceea ce deja era prevăzut sau bugetat. Хорошо, я вам отправлю заявление, которое мне поступило от родителей, которые подписались в этом заявлении. Вы тогда с ними разговариваете, если вы... Да. Dar vorbim despre un program de grădiniță care se întâmplă indiferent de alte ore care ar fi putut să fie achitate. Da, mulțumim. Domnul Nichiforciuc, vă rog. Da, bună ziua, stimați colegi, am mai multe întrebări, dar și o propunere, mai mult adresate domnul director de la Centrul Național de Corupție. O întrebare, sau mai bine o clarificare, dumneavoastră, în textul dumneavoastră ați menționat că în domeniul educației corupția a luat o amploare fără precedent. V-ați referit la un anumit domeniu sau așa este de gravă situația că de când suntem independenți, amploarea fără precedent e acum în 2018? La
La ședința colegiului CNA din ianuarie curent, noi am declarat domeniul educației domeniul prioritar. Pe parcursul activității mele în CNA, lucrez acolo din anul 2002, noi am intervenit cazual, atunci când era vorba despre semnale că se comite o infracțiune concretă. Ce ne-am propus noi în acest an? Să facem o evaluare a sistemului în general. Și împreună cu colegii de la Ministerul Educației să identificăm sectoarele unde sunt probleme. Noi având puțin alte posibilități decât le au colegii, să le arătăm. Probleme există în acest domeniu a educației, în acesta, în acesta, în acesta. Ei deja urmează, colegii de la Minister, să întreprindă măsurile pe care le consideră ei necesare de la nivelul profesiei de pedagog, îmbinând cu practica managerială pe care le au, să întreprindă măsurile pe care le consideră ei necesar, pentru că asemenea infracțiuni să nu se mai producă. Fiindcă dacă noi ne punem drept scop curmarea infracțiunilor de corupție, noi într-un an de zile profesori și așa nu ajung în școli. Dar dacă ne punem drept scop chestia asta, noi ne-am propus drept scop să le arătăm unde sunt probleme. Urmează deja și apropo, această manieră de abordare a fenomenului corupției se referă nu doar la sistemul educațional. Cu sănătatea, tot care am declarat-o ca domeniu prioritar pentru anul 2018, am acționat de aceeași manieră. Deci am identificat probleme în diferite sectoare, urmează responsabilii din cadrul administrației publice centrale de specialitate să ia măsurile respective. Mai mult ca atât, am să dezvolt puțin subiectul. Deci are loc o diferențiere a elevilor, studenților și așa mai departe, în dependență de starea lor materială și dorința sau nedorința lor de a contribui la bugetul școlii, clasei, profesoare, dirigente și așa mai departe. Deci cei care doresc să contribuie sau contribuie, așa zis, binevol, sunt ok și au note bune. Cei care nu doresc, principial sau deoarece nu au bani, aceia sunt marginalizați. Acesta este fenomen cu care trebuie să lupte Ministerul în special. Noi, în cadrul discuției referitor la acordul de colaborare și așa mai departe, le-am oferit și idei de soluții pe care dumneavoastră urmează să le aprecieze cât sunt ele de ok și cât sunt de aplicabile. Da? Ca să nu se mai strângă atâția bani, poate ar fi cazul la intrarea în instituția de învățământ de făcut o inventariere a bunurilor materiale și părinții să știe ce bunuri materiale dispune instituția respectivă de învățământ. Și atunci când vorba clasică, în tot anul se strânge bani pentru jaluzele, părinții să știe că jaluzele de fapt sunt și nu mai trebuie să strângă. Atunci, cei care acționează ilegal nu o să mai aibă posibilitatea să mai extorce bani pentru jaluzele și cei care sunt puși în situația de a plăti nu o să mai plătească, fiindcă informația va fi expusă la loc vizibil, public. Aceeași situație, după cum a menționat și doamna secretară de stat, referitor la bugetul instituției. El trebuie să fie vizibil, toată lumea să știe care sunt necesitățile, ce a putut statul să acopere în limitele mijloacelor bugetare alocate și pentru ce, într-adevăr, este necesar de bani. Sunt necesar bani. Noi am constatat situații în care unele licee care sunt bugetate la nivel corespunzător, să spunem așa, starea, mă scuzați, WC-urilor, este mai rea decât în izolatoarele de urmărire penală. Deci sunt niște standarde europene că WC-ul trebuie să fie izolat de comun. Da? Acolo chestia asta e comună. Nu există nicio dispărțitură între closete, mă scuzați. Asta e chestia în școli se produce. Și de aici efectele traume psihologice, etc., 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 care pot să producă. Deci bani pentru amenajarea, spre exemplu, a bazinului sau a teritoriului școlii se strâng, dar bani pentru a pune o dispărțitură dintre clozete nu se strâng. Pentru ce am venit noi cu asemenea soluție către minister? Deci dacă noi o să dăm doar din deget și o să reținem câte un profesor din toate școlile, chestia asta nu o să se schimbe. Dar dacă noi să venim cu soluția încât părinții să știe pentru ce într-adevăr este necesar să se strângă bani, că poate statul nu are posibilitatea să acopere în totalitate necesitățile școlii, atunci da. Și mai este hai să spunem, o trăsătură specifică la noi. Încercați la țară, în școlile din sate, să impuneți copiii să aducă bani la școală.
Mie teamă să presupun ce se întâmplă dacă cineva din profesori își spui mâine toți 50 de lei. Ce o să se întâmple acolo? În oraș e altă situație. Da, salariile sunt cam aceleași. Atunci, de ce? Cineva își permite, de cineva nu își permite. Este vorba despre diferența dintre, în primul rând, educație. Cineva nu își permite, fiindcă are educația respectivă. A doua chestiune este vorba despre nivelul de trai, însă și a profesorilor. E ok că acum se vine cu o majorare de salarii, dar trebuie să venim și cu măsuri punitive, să spunem așa. Da? Noi am propus, în eventualitate, bine, ministerul urmează să decidă este sau nu este bine chestia asta, în codul educației sau într-un ordin aparte, să fie inclus colectarea de fonduri ca o încălcare gravă a disciplinii de serviciu. Sunteți juriști, cunoașteți în care sunt efectele comiterii unei încălcări grave a disciplinii de muncă. Deci, nu vrem să responsabilizăm prin tragerea la răspundere penală, dar prin crearea unui asemenea climat, încât chestia asta să nu fie posibilă de făcut. Deci dacă managerii, să spunem așa, de rea credința instituțiilor, vor ști că și bugetul este la vedere, și starea tehnică, dotarea instituției este la vedere, ei nu o să aibă posibilitate pentru ce să mai ceară bani. Revenind la subiectul care l-ați discutat vis-a-vis de orele suplimentare, adăugătoare și așa mai departe. Haideți să recunoaștem. Deci dacă într-o școală directorul spune nu se fac ore adăugătoare, orele nu se fac. Urmează să luați deciziile nu doar ministerul, fiindcă sunt directori de școli care sunt numiți nu prin ordinul ministerului. Este vorba despre problema descentralizării poate excesive a tot ce înseamnă control asupra procesului educațional și managementul procesului educațional. Spre exemplu, un director dintr-o școală din raion nu poate fi concediat prin ordinul ministerului, da? El este numit și concediat prin ordinul administrației publice locale din teritoriu. Și de aceea să avem pretenții față de Ministerul Educației, cel puțin mi se pare inechitabil în asemenea situație. De aceea, revenind la subiectul, că ne-am propus o altă abordare a fenomenului de corupție. Nu doar este semnal, ne-am dus areți unul persoană la pușcării și gata. Nu, cu asta corupția noastră. Iată, dacă avem așa o abordare, și nu doar pe segmentul educației, dar și pe celelalte segmente, vă asigur că la anul noi să avem alte domenii prioritare de activitate. Și mai interesante, care o să fie, intuiesc eu, o să venim tot cu raportul. Mulțumim. De... Mulțumim. Da. Din ceea ce spuneți, domnul director, înțeleg că totuși vă referiți mai mult la încălcări care se petrec în asociațiile de părinți, da, care se creează pe lângă școli. Aveți dumneavoastră lista tuturor asociațiilor create pe Republica Moldova și aveți un plan de verificare a acestor asociații fără a petrece cumva selecția sau luați de la un capăt până la altul și vă propuneți că într-o 3-4 luni verificăm activitatea la toate asociațiile, fiindcă nu cred că este vreo asociație care să nu aibă încălcări, mai ales unde este vorba de colectarea banilor în numerat. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule deputat. De fapt, asta este poate al doilea subiect după importanță cu asociațiile. În primul rând, vreau să remarc lipsa unui cadru juridic clar de reglementare a activității acestor asociații, a raporturilor dintre aceste asociații și instituțiile de învățământ, a modului de control a acestor asociații, modului de colectare și statutul acestor bani care se colectează. Chestia asta noi o discutăm cu colegii de la Ministerul Educației, astfel încât să venim cu niște soluții concrete în care să reglementăm clar activitatea acestor asociații. De ce și se întâmplă dezordinea asta, fiecare face ce vrea? De ce? Din cauza că activitatea lor nu este clar prevăzută. Mai este o circumstanță în acest context. Noi avem lista asociațiilor care sunt înregistrate la Ministerul Justiției. Noi mai avem și o altă listă asociațiilor care nu sunt înregistrate la Ministerul Justiției, care s-au, hai să zicem, autoproclamat. Așa e, cred că e termenul cel mai potrivit. S-au autoproclamat asociații părintești, unde toată contabilitatea, iarăși, nicăieri neregistrată, care se duce pe o foiță, contabilitatea respectivă este gestionată de către contabilul școlii și așa mai departe. Prin eventualul ordin care ar reglementa raporturile dintre instituțiile de învățământ și aceste asociații, urmează de stabilit strict
modul de interacțiune dintre managementul instituțiilor de învățământ și aceste asociații. Și niște reguli clare și niște interdicții categorice ce au voie și ce nu au voie să facă. Spre exemplu, le-am propus ca soluție interzicerea categorică să aibă contacte, mă refer, contractuale și așa mai departe. Cineva din rudele managerilor instituției cu reprezentanții asociațiilor părintești. Mai sunt și aici probleme pe care ei, noi am avut discuții cu mulți profesori, eu personal chiar am fost în școală, unde mi-am făcut studiile și am întrebat care. Și mi se spune că asociația părintească respectivă este condusă de un părinte a cărui copil este, spre exemplu, deci nu mă refer la școală de învățământ. Este condusă de un părinte a cărui copil învață din clasa 1 a școlii respectivă. Copilul pleacă de la școală și trebuie schimbat președintele asociației. Și iar se începe să vă dele între dânsi. Cine spui președintele asociației? Care sunt atribuțiile președintelui asociației? Și este o muncă, apropo, neremunerată, pe care persoana o face pe cont propriu. Dar cine astăzi este gata din părinți și asumă responsabilitatea să gestioneze aceste asociații? Deci este o responsabilitate care el și-o asumă în afara serviciului. Și în cap, dacă ceva, o să sară și părinții și profesori. Deci este o chestie care nu se rezolvă doar prin limitele unui simplu ordin de sancționare sau prin inițierea unui dosar penal. Problema respectivă urmează a fi rezolvată treptat. Eu știu că toată societatea așteaptă, înțelegem că toată societatea așteaptă soluții fulger și eficiente de o zi. Cu regret, această paragină nu s-a produs într-o zi ca să fie lecuită într-o zi. Ultima întrebare și propunere. Noi am vorbit despre încălcări asociațiilor care, de fapt, sunt vizibile. Dacă există asociația, ai depistat-o, ai dus, ai făcut controlul, ai depistat încălcările, toți la răspundere. Actele de corupție care se produc luare de mită pentru darea unui examen, teză de master, doctor, ceea ce ați vorbit dumneavoastră. Eu cred, și ați menționat și dumneavoastră, că este mai greu, fiindcă cel care dă mită nu vine să se plângă, dacă mai ales a obținut nota dorită la acest examen. Dar ca propunere, n-ați încercat să discutați cu angajații CNA, fiindcă toți sunt absolvenți la multe diferite instituții superioare de învățământ. Și chiar dacă ești în grupă, n-ai dat tu mită, tu știi că, uite, un anumit elev, student, la un anumit profesor și-a hotărât întrebarea. Deci o sursă de informație ar fi și angajații CNA, care cunosc informația, dar așteaptă cineva să le aducă din exterior să facă plâns. Poate mai vorbiți cu dânsii niște denunțuri pe loc și cumva mișcați lucrurile. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, domnule deputat. Deci, referitor la angajații CNA ca sursă de informație, știți primele evaluări care noi le-am făcut pe intern, câți bani se strâng lunar în municipiul Chișinău de la părinți, plus minus. Noi le-am făcut ieșind din sondajul care am făcut pe intern, fiindcă avem copii pe care îi ducem și noi la grădiniță. Cât privește denunțuri de la angajații CNA, este ok pentru noi ca să ne ridicăm numărul de dosare penale avute în gestiune și să arătăm la sfârșitul anului chiar că atâția învățători am prins. Dar asta nu soluționează problema. Mărirea numărului de denunțuri o să mărească doar numărul de persoane trase la răspundere penală. Noi vrem să mergem cu mesaj pașnic, vrem să arătăm că vrem să soluționăm problema nu doar prin intervenții, cum a spus domnul președinte, chirurgicale. Deci, cu bisturiu, în cazul dat, trebuie să fie ministerul. Noi, în cazurile în care deja se întrec limitele și deja se comit infracțiuni, atunci, evident, bisturiu ne aparține nou. Nu, oricum, nu toți profesorii omit, trebuie să fim conștienți. Dacă din cei care sunt mai cu tupeu, vreo 2-3 o să fie pedepsiți, o să fie semnal pentru alții. Asta o să fie semnal real. Asta și-am încercat noi, făcând operațiunile cu Academiile Economice, cu Universitatea de Stat, Facultatea de Drept și cu siguranță o să mai urmeze. Nu lăsăm acest segment fără atenție. Da, da, în același context a colectării informațiilor, dumneavoastră ați menționat în raport că au fost examinate circa 110 petiții venite în mare parte anonime. Eu vreau să vă întreb, dar există o linie fierbinte, telefonică sau o modalitate prin care studenții sau elevii ar putea să comunice cu instituția dumneavoastră, de exemplu, și să transmită informații despre anumite acțiuni de corupție? Există linia noastră anticorupție, asta e chestie care se cunoaște. Noi de fiecare dată când facem instruiri, apropo, se mediatizează mai mult ca atât, suntem în, odată cu semnarea acordul de colaborare cu ministerul, o să antrenăm în calitate voluntar și elevi și studenți. Deja avem pregătite și sticurile respective care vor fi plasate
La intrarea în instituțiile din învățământ. La asta mă gândeam. Că da, toate școlile o să fie, apropo, acolo nu doar linia anticorupția CNA, da, dar și linia fierbinte a Ministerului. Poate totuși se rezolvă fără dosar penal. Exact. Exact. Bine, vă mulțumesc. Domnul deputat Suțu, vă rog. Stimați colegi, am și o întrebare, dar cred că la domnul director CNA. Domnul Zumbrean, am o întrebare. Ați vorbit de profesori, că MIT avem profesori ținuți. Spuneți, vă rog, dacă avem și alți actori care participă la fenomenul dat, cum poate fi părinți, real cineva care influențează și sunt reținuți. Că vorbim tot timpul de profesori, noi știm profesorii sau un director de școală cât este de greu, noi ne străduim ca să ridicăm salarii și să creăm toate condițiile necesare ca ei să aibă tot confortul. Chiar acum, recent, am avut o ședință de lucru într-un liceu unde directoarea spune fermă în lucru, adică ca să am o ordine ideală în liceu, trebuie să am un buget și dacă nu este ordine în blocul sanitar, atunci ea este amendată. Și tot trebuie să găsim un echilibru aici. De asta mă interesează dacă mai sunt și alți actori în afară de profesori reținuți, ori cercetați pe nou. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, domnule deputat. Deci, în cazurile în care în dosarele penale sau în investigațiile noastre se constată actul de corupție pasivă, adică atunci când profesorul, reprezentantul, hai să zicem, a sistemului educației, a primit bani de la cineva, la răspundere penală este atrasă și persoana care a oferit aceste sume. A cărui acțiuni sunt mai periculoase pentru societate, într-atât încât să fie privat de libertate, decide instanța de judecată. Ce vreau să zic referitor la acești părinți activiști, problema care ați abordat-o dumneavoastră, să știți că, de fapt, izvorul actelor de corupție, în special în grădiniță și în școli, sunt acești, un grup mic de părinți, care ulterior se transformă într-un grup mai mare, care, așa să mă exprim mai accesibil, care îmblă cu strânsul banilor. Da? Coșmar. Hai, trebuie să strângem pentru aceea, pentru aceea, pentru aceea. Noi am avut situații când, apropo, nu am avut niciodată situație când se vină un profesor și se spune că are cineva să-mi ofere, vă rog frumos să-mi faci să răspundă. Așa cază, de când activez eu în CNA, nu. Am avut cazuri când la grădiniță era regula în felul următor. Deci am avut informații că era regula următoare. Deci părinții dimineața când aduc copii, pun plic cu bani în dulăpioare. Da? S-a aflat că cine a fost sesizat despre acest fapt. Deci imediat s-a trecut la o altă schemă de lucru. În acest sens revin și la subiectul abordat de către domnul deputat vis-a-vis de controlarea sau efectuarea controlelor la asociațiile respective. Nu vreau să mă plâng, dar noi avem 342 de angajați și dacă ne apucăm să controlăm doar aceste asociații de părinți și așa mai departe, nu dezgolim alte segmente care sunt numai puțin importante de combaterea corupției. De aceea încercăm să acoperim mai multe segmente. Dacă ne concentrăm doar pe asta, nu ne ajunge nici timp și nici resurse pentru alții. Da, mulțumim. Domnul Țuțu, atât? Da. Domnul Gorilă, vă rog. Da, mulțumesc. O mică întrebare și către dumneavoastră și către emisia. Deoarece, un mic exemplu și o întrebare. Fiind într-o deplasare de serviciu în orașul Roma, am vizitat un centru cultural istoric, Coliseu, spun așa, unde zilnic se colectează sute de mii de euro. Și unde fenomenul corupției e redus practic la zero. Întrebarea poate să vă tare simplă. Acolo este interzis de plătit bani cash, și numai cu cartieră. Și de aici și întrebarea. Poate ar fi bine pentru o cătălire de guvern sau prindere cumva, asociația de circ ele să activeze. Sigur că banii o să strângă. Poate de interzis strângerea banilor cash și gata. Cont. Dorești, pe cont de pui banii și ăștia și de controlat, e tare simplu. Eu am să vă spun care o să fie efectul. Noi am analizat. Am analizat mai multe variante de soluție. Și vă asigur că am făcut-o cât pe intern, atât și cu colegii de la Ministerul Educației. Deci dacă astăzi elevul trebuie să vină și să aducă banul la profesor, mâine îl trebuie să aducă dispozitiv de plată.
dacă trecem la, la chestiunea. Deci tot ce înseamnă transferul respectiv deja obligă, în primul rând, este interzis școala să primească prin transfer. Noi luptăm cu chestia că să, să nu mai fie, să nu mai primească bani. Deci să primească doar școli. Școli asociație. Iarăși, asociația presupune persoană juridică, statutul persoanei juridice, contabil și etc. 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 Să vedem de lucrare cu legislație. Mulțumim. Doamna Mihaela Scăpa. Eu o așa mă întrebare pentru doamna secretară de stat. Dumneavoastră v-ați referit foarte mult la învățământul primar și cel general, însă vroiam să vă întreb totuși, chiar dacă noi vorbim de autonomie universitară, ce face astăzi ministerul și cum influențează ceea ce se întâmplă în învățământul superior. O să vă dau un exemplu de ce s-a întâmplat acum câțiva ani, când printr-o decizie a ministerului, bursele universitare nu se mai acordau pe întreaga perioadă a studiilor, dar anual se rerefartizau. Ceea ce practic a diminuat fenomenul ăsta a corupției atunci când era vorba de cine primește bursa la început, pentru că bursa era pentru toată perioada, ori acum, anual, studenții primesc bursa în funcție de, de studiile pe care le-au făcut. Ce alte, cumva, mecanisme aveți? Cum vă gândiți ca să influențați acest proces? Pentru că în învățământul superior, probabil atunci când vorbim în special de sume, sumele sunt mult mai mari decât în celelalte zone. Mulțumim pentru întrebare. Deci vreau să vă informez că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lucrează acum la un nou concept privind repartizarea burselor și oferirea burselor și cu siguranță noul concept va diminua, pentru că va trece și expertiza anticorupție și va diminua, va contribui la diminuarea procesului sau a fenomenului acesta de corupție în universități, dar vreau mai multă informație oferi și colega doamna Josanu. La nivelul învățământului superior, prima și cea mai importantă acțiune este modalitatea de finanțare a instituțiilor de învățământ superior. Am fost sesizați de către Centrul Național Anticorupție în contextul implementării strategiei naționale anticorupție anterioare despre modalitatea inechitabilă de constituirea bugetului unei instituții de învățământ superior și acum se lucrează la o nouă metodologie care ne dorim aplicabilă de la 1 ianuarie. Este vorba de finanțarea instituției de învățământ superior nu pe bază de necesități, dar în dependență de numărul de studenți și cu un anumit coeficient de ajustare în dependență de specialitate. Aceasta este prima din activități, modalitatea în care instituția de învățământ superior primește banii bugetari. La același compartiment vorbim și despre transparența acestor bani. Fiecare instituție de învățământ superior este obligată să-și publice pe pagina sa de web oficială atât bugetul recepționat cât și cel realizat și vorbim despre o transparență nu doar la nivel de două cifre, de cifra acumulată și cea cheltuită, dar și detaliere. Vorbim despre achiziții publice foarte transparente, vorbim despre procese transparente la nivel de instituție care să le putem vedea pe site-urile universitare și asta este la nivel de decizia Ministerului, indiferent de autonomia universitară, ori sunt niște reguli care rezultă și din legea privind transparența în procesul decizional și din legile din domeniul utilizării banilor publici. De asemenea, la nivel de universitar, vorbim și despre recomandări, curicula, s-a referit domnul director la acele instituții de învățământ superior care deja aplică curicula cu mai multe detalieri despre anticorupție și în același context vreau să vorbesc despre evenimentele noastre publice. A menționat doamna secretar de stat despre organizarea în acest an a săptămânii anticorupție la nivel de universitate. Anul acesta, mai mult ca în oricare alt an, instituțiile de învățământ superior au fost foarte active. Și pentru noi a fost surprinzător, probabil că a fost un catalizator evenimentele din primul trimestru despre care am ascultat în raport. Instituțiile de învățământ superior s-au implicat plenar, au venit cu prezentări, au asigurat prezență, au fost cele care au căutat lucrătorii Centrului Național Anticorupție pentru ca să vină și să aibă aceste prelegeri publice și sunt activități care prezintă interes mare pentru studenți, autoguvernanța studențească sunt cei care ne solicită activități anticorupție, se implică în voluntariat și sunt acțiuni pe care le putem realiza și necătând la autonomia universitară care s-ar părea că ar putea să diminueze din acțiunile pe care noi ne le putem permite la nivel de învățământ superior. Mulțumim! Stimați colegi,
Dacă nu mai sunt întrebări, atunci eu doar în final aș constata faptul că există o percepție comună, atât în cadrul CNA, Ministerul Educației și a Corpului Deputaților, că astăzi avem un fenomen corupției este prezent într-o scară îngrijorătoare în cadrul instituțiilor de învățământ. Noi trebuie să depunem eforturi constante și mai multe pentru ca să preîntâmpinăm și să combatem acest fenomen. Urmarea informației prezentate și a rapoartelor pe care le-ați prezentat aici, Comisia va analiza și va veni cu o decizie pe marginea acestor audieri. Decizia va fi transmisă dumneavoastră, cred că peste o săptămână, când o să aprobăm această decizie și vom fi în cea mai strânsă cooperare cu dumneavoastră pentru ca noi, ca și partea deputaților, să acordăm toată asistența necesară, nu doar pe linia elaborării actelor normative corespunzătoare, dar și să efectuăm controlul în continuare parlamentar, așa cum trebuie să fie.